Bunăstarea fermierilor este o preocupare continuă a guvernanților, cel puțin în Statele Unite ale Americii. Așa că administrația președintelui Biden a pus la punct strategii comerciale care să permită creșterea exporturilor de lapte și produse lactate americane. Iar țara pe care se concentrează acum Washingtonul este China, o piață imensă și unde cererea este în continuă creștere. Este adevărat că mai este drum lung de parcurs, iar negocierile nu sunt simple. Fermierii simpli din America se implică și ei în discuții, cel puțin în plan național. De exemplu, un producător de lapte reproșează oficialilor că le lipsește hotărârea de a face lucrurile mai repede. El speră în afaceri agricole durabile care să supraviețuiască și să prospere pe termen lung, mai ales că implicarea pe piața globală a fost recunoscută de mult timp ca fiind cheia pentru sănătatea și vitalitatea agriculturii și a comunităților rurale. Potrivit Departamentului Agriculturii din Statele Unite ale Americii, fiecare dolar de export stimulează încă 1,14 în activitatea economică, spune fermierul, care dă și un exemplu. Anul trecut, numai statul Wisconsin a exportat produse lactate în valoare de peste 490 de milioane de dolari, contribuind cu încă 560 de milioane de dolari la activitatea economică în Statele Unite ale Americii. El susține însă că nu este vorba doar despre dolari și cenți. Acordurile comerciale bune și cuprinzătoare fac piețele mai echitabile și mai competitive, iar pentru produsele lactate americane aceasta înseamnă o asigurare clară că partenerii de afaceri nu pun în aplicare bariere restrictive care reduc concurența. Așa că acum oficialii americani spun că noua abordare a administrației asupra comerțului nu ar fi în sensul tradițional, adică nu ar fi neapărat concentrată pe accesul pe piață. În industria produselor lactate sunt noi abordări, ceea ce înseamnă și inovarea produselor. Exporturile sunt esențiale pentru producția de lapte în Statele Unite pentru creșterea industriei. Fermierii amintesc că a apărut o creștere a cererii globale pentru produse lactate, în special în Asia, și spun că acum ar fi momentul cel mai bun pentru autorități să-i ajute.